Praful creat în locuințele noastre este format în proporție de 90% din particule cu impurități care plutesc prin atmosferă, celule moarte de piele, scame sau fibre de țesături. Cum să scapi de acesta și să ai mereu o casă curată? Poți să scapi de praful din casă cu un singur ingredient. O gospodină a aflat un truc eficient pe care îl poți face și tu. Apariția prafului descurajează pe cei care se străduiesc îndelung să aibă mereu o casă curată. Mobila și pervazurile ferestrelor devin prăfuite din cauze diverse. Problema aceasta se agravează în special în sezonul cald, când bate vântul puternic sau în serile cu averse de vară. Locuința rămâne adesea acoperită de praf. Poate o să te surprindă, dar balsamul de rufe este răspunsul întrebărilor tale. Trebuie doar să alegi un produs cu efect antistatic. Recomandarea se datorează naturii prafului. El este electrificat și are astfel capacitatea de a se lipi rapid de diferite suprafețe. Un aparat de aer condiționat folosit ar lipi praful de proprietatea menționată mai sus. Pune o jumătate de capac de balsam la o jumătate de litru, înmoaie o cârpă în soluție și folosește-o pentru a șterge suprafața. Cu siguranță invitații tăi vor fi mulțumiți și de mirosul proaspăt.